găsit la 6-a ediție a Drumul Mauselor pe motocicletă. Iată că această tradiție continuă și continuă prin pasiunea foarte mare a celor participanți pentru Două Roți. Și nu numai, pentru că dorim prin acest eveniment să aducem un omagiu tuturor eroilor noștri care s-au jertfit în primul și al doilea război mondial. Este a 6-a ediție, ne mândrim, sper ca timpul să ne ajute și ca întotdeauna ne-am bazat pe toate cluburile care sunt nu numai în Vrancea, sunt și lângă noi: Buzău, Brăila, Galați, Vaslui, Bârlad, Bacău, Constanța, chiar a venit cel mai mare club la noi din România să participe la acest eveniment și ne dorim ca să păstrăm această tradiție. Vă mulțumesc tuturor și mulțumim și tuturor sponsorilor noștri care ne ajută de fiecare de an, în fiecare an, să aducem un omagiu și să fie un eveniment bine organizat. Câți participanți? Avem circa 130 de participanți. Este un număr care spun eu că este media evenimentului, că în fiecare an am avut între 110-150 de participanți. Cum spuneam, suntem mai multe cluburi așa care au venit aici. O să facem cele trei mausolee, plecăm de aici, mergem la mausoleu de la Soveja, unde depunem o coroană, mergem la mausoleu de la Mărășești și la cel de la Mărăști.